Valul 4 al pandemiei va fi al nevaccinaților, spune ministrul Sănătății Ioana Mihăilă. Ea a explicat că persoanele vaccinate au un risc mai scăzut să dezvolte forme grave, chiar dacă se infectează cu COVID-19. Chiar dacă numărul cazurilor a crescut, oamenii vaccinați nu au risc să dezvolte cazuri severe. De asta trebuie să fim conștienți de fapt. Chiar dacă am trecut prin boală înainte, ne vaccinăm pentru că așa nu avem risc de a dezvolta o formă severă, chiar dacă ne infectăm cu tulpina Delta, afirmă Ioana Mihăilă. E greu să vă spun. Eu sunt vaccinat și așa că nu prea știu exact. Există sigur o protecție pentru cei cu vaccin, dar depinde de cât au creat anticorpi. Deci nu credeți neapărat că persoanele care nu au vaccinul făcut vor fi afectate? Nu cred neapărat, da, în niciun caz, da. Vaccinul este ceva în plus, practic, o protecție... Nu, este o protecție sigură. Se știe clar că nu există împotriva virusului decât protecția prin vaccinare. Împotriva microbilor există antibiotice. Virus se vaccinează obligatoriu. Deci toată lumea ar trebui să-și facă vaccinul, susțineți asta. Da, pentru o imunizare cât mai bună, lumea trebuie să se vaccineze, că imunizarea naturală nu este atât de sigură. Restricțiile vor viza în primul rând persoanele nevaccinate. Ar trebui să restricționăm acele evenimente care se desfășoară în spații închise cu număr mare de participanți dacă aceștia nu sunt vaccinați. Considerați că cei care nu s-au vaccinat vor fi afectați de acest val? Da, văd că, dar nu înțeleg de ce nu se vaccinează. Nu e bine că nu se vaccinează, nu știu, sunt tot felul de teorii care mai de care, nu știu pe cine să mai crezi. Deci părerea dumneavoastră este că ar trebui toată lumea? Ar trebui să se vaccineze. Va fi și valul ăsta 4, așa cum spune presa, cum se aude pe plan mondial și... Sigur că trebuie oamenii să se vaccineze. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Eu m-am vaccinat cu Pfizer, așa, și am făcut și rapelul și toate astea, dar nu știu cam cât este durata de imunitate. Deci considerați că oamenii ar trebui să se vaccineze ca să fie mai sigur? Cu siguranță, cu siguranță. E dovedit științific, nu ne putem juca cu toate astea. Vă dați seama dacă ar mai fi acum poliomielită și alte boli care s-au eradicat datorită vaccinurilor? Așa sper că se va întâmpla și cu acest virus. Masca în aer liber, cel puțin pentru persoanele vaccinate, va fi necesară. Spațiile care au un risc mare de transmitere sunt spațiile închise sau zonele foarte aglomerate. Dar acum, pe cifrele acestea ale pandemiei, nu intră în discuție restricțiile.